Bună ziua! Mă numesc Nistor Pinelan și sunt profesor de istorie și astăzi o să vă predau, dragi elevi, lecția Marele Alianțe Politico-Militare din lume. Pentru început, vă prezint harta Europei la sfârșitul secolului al XIX-lea, unde vă invit să observați hotarele principalelor state existente în acea perioadă în Europa. După cum observați, pe fond verde se află Imperiul Țarist sau Rusia, în partea de răsărit a Europei, în partea de nord avem Germania, Imperiul German creat după 1871, spre vest avem Republica Franței, în partea de sud avem Italia, un tânăr stat creat de asemenea la sfârșitul secolului al XIX-lea, și în partea de sud-est se află Imperiul Otoman. O altă hartă vă prezintă principalele imperii coloniale și hotarele acestora în jurul anului 1900. De asemenea, se poate observa mărimea acestor imperii coloniale. Astfel, pe fond verde se află reprezentat pe hartă Imperiul Colonial Britanic, iar pe fondul albastru Imperiul Colonial Francez. Contextul internațional. Noile puteri ale lumii, care s-au afirmat de la începutul secolului al XX-lea, erau state din afara Europei, SUA și Japonia. Economic, lumea începea să fie dominată de SUA, Germania și Marea Britanie. Vechile puteri coloniale europene, Marea Britanie și Franța sau Spania, încep să fie concurate de statele noi, precum Italia și Germania. Pentru atingerea scopurilor proprii și pentru a obține noi pământuri sau colonii, marile puteri s-au aliat unele împotriva altora. Punctul cel mai tensionat de pe harta Europei era peninsula balcanică, supranumită și butoiul cu pulbere al Europei. Aici, pe ruinele Imperiului Otoman, popoarele se luptau pentru a-și crea state libere, dar în acest efort intervin și marile puteri cu piedici, precum Austro-Ungaria sau promisiuni Imperiul Țarist. Dorințele marilor puteri din acea perioadă erau: Franța, de pildă, dorea să recapete Alsacia și Lorena, două teritorii câștigate de Germania în 1870, și să își mențină coloniile. Germania, după 1871, cunoaște o dezvoltare economică rapidă și dorea extinderea sa în zona colonială, unde însă intră în conflict cu Franța și Marea Britanie. În alianță cu Austro-Ungaria se promova pangermanismul, o mișcare care preconiza unitatea popoarelor germanice, dar și o formă de extindere a civilizației germanice în lume. Marea Britanie, deși își pierduse supremația industrială, își menținea supremația maritimă și colonială. Avea cel mai intens imperiu colonial, așa cum ați văzut în hartă. Rusia, sau Imperiul Țarist, dorea să se extindă spre zona balcanică, unde intră în conflict cu Imperiul Otoman, dar și cu interesele Austro-Ungariei, și, de asemenea, spre sudul Asiei, unde se confruntă iarăși cu Imperiul Otoman, dar și cu Marea Britanie, care avea colonii în acel spațiu, de pildă India. La rândul său, Rusia promova panslavismul ca formă de manifestare a civilizației sale. Pe această hartă am încercat să vă reprezint principalele puncte de conflict existente în Europa. După cum vedeți, este vorba de o zonă tensionată în relațiile franco-germane și, de asemenea, o altă zonă este cea a peninsulei balcanice, unde, pe ruinele Imperiului Otoman, încearcă să se afirme și tinere state, dar au interese și marile puteri, precum Austro-Ungaria și Rusia. Alianța celor trei împărați. Primii pași în închegarea unor apropieri diplomatice între statele europene a fost realizată prin Alianța celor trei împărați, născută în anul 1873. Cele trei state aliate au fost Germania, Rusia și Austro-Ungaria. Aceasta au format o alianță politică cu caracter defensiv. În cazul unei amenințări de atac din partea unei terțe puteri, precum Franța, monarhii aliați se obligau să se înțeleagă pentru a adopta o linie de conduită comună. Scopul alianței era izolarea politică a Franței. Rusia urmărea prin această alianță să evite o apropiere prea mare între Germania și Austro-Ungaria în Balcani împotriva ei și să-și asigure granițele de vest în cazul unei ciocniri cu interesele Angliei, mai ales pentru Asia Mică. În imaginile de jos sunt reprezentate cei trei lideri ai statelor aliate. Aici avem o hartă cu granițele statelor aliate, iar în partea stângă jos vedeți o caricatură de epocă unde Otto von Bismarck, care este considerat arhitectul acestei alianțe, în calitate de maestru de păpuși, trage corzile împăraților din Rusia, Germania și Austria. Ruperea alianței celor trei împărați.
Pe fondul vechii crize orientale, provocată de popoarele balcanice supuse Imperiului Otoman, a izbucnit un război între Rusia și Turcia între anii 1877-1878. Pentru a acționa nestingherită, Rusia a obținut neutralitatea Austriei, Austro-Ungariei, în schimbul promisiunii unor teritorii precum Bosnia și Herțegovina. Primul tratat de pace, semnat după război la San Stefano în februarie-martie 1878, a fost semnat de reprezentanții Rusiei și Imperiului Otoman, dar celelalte cercuri diplomatice au protestat față de prevederile sale care avantajau Rusia și pe Bulgaria, statul protejat de Rusia în Balcani. Posibila expansiune a Rusiei a deranjat Austro-Ungaria, Germania, dar și Marea Britanie. De aceea s-a semnat un nou tratat, tratatul de pace de la Berlin, în iulie 1878. Avea menirea de a revizui prevederile păcii de la San Stefano și de a reduce astfel influența obținută de Imperiul Rus în Balcani. La conferință au participat reprezentanții celor 7 puteri europene, iar tratatul semnat de participanți a configurat noi granițe în sud-estul Europei. Prevederile teritoriale erau: potrivit documentului, tratatul nu se raporta la principii naționale, ci la principii geopolitice ale marilor puteri. Prevederile sale sunt: Anglia, de pildă, ocupă insula Cipru pentru a împiedica o extindere prea mare a Rusiei spre strâmtori. Austro-Ungaria obține spre administrare Bosnia și Herțegovina. România, Serbia și Muntenegru deveneau state independente, dar avem o condiție. Pentru ca această independență să fie recunoscută, țările erau obligate să acorde cetățenie tuturor locuitorilor, indiferent de religie. Principatul autonom al Bulgariei era micșorat în urma păcii de la Berlin, iar sudul său era organizat ca o provincie autonomă, Rumelia Orientală, condusă de un guvernator creștin numit de Poarta Otomană. România primea în acel moment teritoriul Dobrogii, Dobrogea de Nord, inclusiv Delta Dunării și insula Șerpilor, dar România era obligată să cedeze 3 județe din sudul Basarabiei către Rusia țaristă. Este vorba de Cahul, Bolgrad și Ismail. Acesta este un tablou inspirat de momentul semnării tratatului de la Berlin. Este o pictură de Anton von Werner, unde sunt reprezentați politicienii care au participat la semnarea acestui tratat. Harta aceasta vă prezintă configurația statelor din sud-estul Europei, după cum se poate vedea, Bulgaria aproape de Dunăre, iar în partea de jos avem Rumelia. Statele mici existente în această zonă sunt sacrificate de interesele statelor mari. Lipsite de un serios potențial economic și militar, fără tradiții și experiență, guvernele acestor state sunt condamnate să penduleze între marile puteri pentru a găsi soluții pentru problemele lor interne, inclusiv cele naționale. De aici rezultă că acest congres de la Berlin a determinat o regrupare a forțelor marilor puteri. În acest slide aveți în partea stângă două hărți. Partea de sus este harta României în 1877 și, după cum se poate vedea în răsărit, avem cele trei județe din sudul Basarabiei, care aparțineau României înainte de război, iar în partea de jos avem principatele române, la care s-a adăugat Dobrogea. Menționez că ulterior, în anul 1881, România s-a proclamat regat. Iar în partea dreaptă, arhitecții participării României la acest război, este vorba de Carol I, principe, apoi rege al României, iar în partea de jos, Ion Cebrătianu, premier al României între anii 1875-1891. Aceasta este o hartă în care puteți vedea mai bine, subliniate cu roșu, numele țărilor care au reușit să obțină independența pe urmare acestui tratat. În condițiile în care Rusia, deși a promis Austro-Ungariei teritorii și nu s-a ținut de cuvânt, după 1878, Rusia s-a retras din alianța celor trei împărați. Tripla alianță, sau mai târziu alianța puterilor centrale, este o alianță formată din Germania, Austro-Ungaria și Italia, treptat. Astfel, mai întâi, la baza alianței a stat tratatul secret negociat de cancelarul Germaniei, Otto von Bismarck, cu Austro-Ungaria în anul 1879. Austro-Ungaria câștiga un aliat puternic împotriva expansionismului rusesc, în timp ce Germania devenea mai puternică în cadrul eventualelor conflicte cu Franța. Ulterior, în anul 1882, tot la inițiativa lui Otto von Bismarck, Italia a aderat la alianță. Statul italian avea și el interese, astfel, Italia considera Franța ca pe un rival asupra teritoriilor din nordul Africii pe care și le dureau și italienii, de pildă Tunisul. Această
hartă vă prezintă cele trei state aliate, statele care formau tripla alianță sau, spunem, alianța puterilor centrale, pentru că se află în centrul Europei. Acest slide vă prezintă o caricatură, deși este o caricatură publicată într-o revistă din Berlin, din Germania, reprezintă statele aliate în cadrul triplei alianțe, unde Germania adultă îl târăște pe băiatul austriac, care trage la rândul său pe copilul italian, nehotărât dacă dorește să rămână sau să se lupte cu cocoșul francez. Alături de cele trei state, în anul 1883, România a aderat la tripla alianță. Motivațiile sale sunt un pic diferite. Pentru România, singurul stat care oferea avantaje era Germania. Românii nu aveau o simpatie deosebită față de Imperiul German, dar acesta reprezenta principala forță militară a Europei și prin această alianță ieșeau din izolarea diplomatică de după anul 1878. O apropiere de Germania însemna însă și o strângere a relațiilor cu Austro-Ungaria, iar pentru România, politica austro-ungară în Transilvania provocase o serie de proteste ale opiniei publice. Germania însă era interesată ca Austro-Ungaria, monarhia dualistă, să nu aibă conflicte cu România. Inițiativa apropierii României de puterile centrale a plecat de la Berlin și a găsit mai degrabă un ecou favorabil la Viena decât la București. În această atmosferă plină de suspiciuni, în anul 1883, România a încheiat o înțelegere defensivă cu tripla alianță, tratatul având un caracter secret. Afirmațiile împăratului german Wilhelm al II-lea cu privire la pretențiile Germaniei de supremație mondială a produs îngrijorare. Această atitudine avea să genereze nașterea celui de-al doilea bloc politico-militar din Europa, tripla înțelegere sau antanta, care s-a format treptat prin apropierea dintre Marea Britanie, Franța, Rusia. Primul pas a fost făcut între anii 1891-1893, când Franța și Rusia au convenit să se consulte în caz că intră în război cu orice alt stat sau dacă stabilitatea Europei era pusă în pericol. Acest angajament verbal a fost ulterior consolidat prin semnarea în 1892 a unei prime convenții, o convenție militară, al cărei scop era de a se opune pericolului reprezentat de tripla alianță. În anul 1904, Franța și Marea Britanie au încheiat și ele o înțelegere numită Antanta Cordială pentru a garanta pacea între cele două țări. Acordul a soluționat disputele existente între cele două state pentru colonii, pentru teritorii din afara Europei, Egipt, Maroc și alte părți din Africa. Ulterior, în anul 1907, s-a semnat acordul anglo-rus, prin care cele două state își delimitau sferele de influență în Asia și fac posibilă viitoarea lor colaborare politico-militară. Rusia se alătura celor două state, împinsă de altfel de rivalitatea sa cu Austro-Ungaria pentru peninsula balcanică. Statele antantei, reprezentanții cei mai de seamă ai acestor state și, în partea de jos, pe fond galben, aveți statele care au făcut parte din Alianța Antantei. Crizele extraeuropene. În anul 1905, Wilhelm, împăratul german, face o vizită în Maroc, dar acesta nu era o simplă promenadă. Ține discursuri despre independența Marocului față de Franța și despre interesul legal al marilor puteri față de această țară, internaționalizarea chestiunii marocane. Sultanul Marocului, sub influența lui Wilhelm, a respins reformele franceze propuse de guvern și a invitat marile puteri europene să discute despre soarta Marocului. Diplomații statelor din Europa participă la conferințe privind soarta Marocului, dar au văzut în această demonstrație germană fluturând flamura războiului. O altă criză care a apărut înainte de declanșarea primului război mondial a fost războaiele balcanice. Cauzele declanșării acestora se află în incompleta formare a statelor naționale pe rămășițele Imperiului Otoman de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Grecia, Serbia și Muntenegru erau state independente, dar doreau teritoriile otomane din peninsula balcanică. Ulterior, bulgarii, în 1908 și albanezii în 1912 s-au eliberat de sub stăpânirea otomană, dar între statele balcanice apar tensiuni ajungându-se la conflicte. Aceeași regiune însă era dorită, după cum am spus și până acum, de Imperiul Țarist și Imperiul Austro-Ungar. Primul război balcanic, 1912-1913, este cel în care statele din Liga Balcanică, Grecia, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, au atacat Imperiul Otoman și l-au învins. Acesta pierde aproape toate teritoriile din Europa. La conferința de pace de la Londra au apărut neînțelegeri între învingători, care, neînțelegeri, vor duce la izbucnirea celui de-al doilea război balcanic în 1913. Bulgaria, în contextul acestuia, fără declarații de război, și-a atacat foștii aliați.
ți au ripostat și la aceștia s-a adăugat și România. Intervenția României împotriva Bulgariei s-a realizat însă cu acordul Franței și al Rusiei. Bulgaria se recunoaște astfel învinsă, iar Congresul de Pace s-a desfășurat la București. România, în contextul acestuia, primește partea de sud a Dobrogei numită Cadrilater. România devenea astfel o țară care putea să arbitreze relațiile dintre tinerele state din Balcani. Facem însă observație. Relațiile României cu Austro-Ungaria, aliata sa din tripla alianță, s-au deteriorat treptat datorită implicării statului român împotriva Bulgariei în acest război, o țară susținută de Austro-Ungaria, dar și a tensiunilor generate de politica de maghiarizare a românilor din Transilvania, practicată de către autoritățile de la Budapesta. Avem aici o hartă a spațiului balcanic, așa cum arată el în contextul celui de-al doilea război, 1913. Europa în prag de război. După cum ați văzut, în Europa s-au format două blocuri politico-militare, tripla alianță sau alianța puterilor centrale, în această hartă pe fond maro, și Antanta sau tripla înțelegere, reprezentate pe hartă cu fond verde. Prin urmare, în anul 1914, marile puteri europene, dar și micile state, colaborau într-un sistem complex de alianțe care va face ca în momentul în care se nășea un caz de război, un casus belli, toate aceste țări să fie atrase pe rând în conflict. Vă mulțumesc! Iar acum am pregătit un mic test. Primul subiect, vă solicitez să marcați litera corespunzătoare a răspunsului corect. Statul aliat cu Germania și Austro-Ungaria în anul 1873 a fost. Alianța formată din Franța, Marea Britanie și Imperiul Țarist se numea. Teritoriul câștigat de România după al doilea război balcanic a fost. Statele interesate de teritoriile din peninsula balcanică erau. Antanta cordială s-a încheiat între statele. Al doilea subiect. Aveți două coloane. Trebuie să realizați corespondența dintre elementele celor două coloane. Prima coloană, alianța celor trei împărați era formată din statele. 2. Obțin recunoașterea independenței la Berlin statele. 3. Tripla alianță era formată din statele. 4. Stat care primește trei județe în sudul Basarabiei în 1878. 5. Tripla înțelegere era formată din statele. 6. Stat care în anul 1883 se apropie de puterile centrale. 7. Stat pentru care era important ca Austro-Ungaria să fie puternică. 8. Dorința de unire a slavilor într-un singur stat se numea. Aici v-am oferit soluțiile. Sper să vă descurcați, nu este foarte greu. Spor la învățat și o zi bună. Vă mulțumesc! Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua! Mă numesc Magdalena Grigore și sunt profesor de informatică la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Galați. În cele ce urmează, vă voi prezenta câteva noțiuni introductive de programare în limbajul C++. Veți afla ce sunt datele, care sunt tipurile de dată pe care le putem utiliza în C++, vom deschide aplicația CodeBlocks și vom exersa împreună câteva comenzi de bază din C++. Mai întâi să definim datele. Data este un mod de reprezentare a informației, înțeles de către calculator, cu care se poate lucra pentru a obține informații. Orice program prelucrează date.
Aceste date se rețin în memoria internă a calculatorului și pot fi constante sau variabile. Constantele au o valoare ce nu se poate modifica pe parcursul programului, iar unei variabile îi se poate modifica valoarea oricând pe parcursul programului. Constantele pot fi întregi. Dacă avem A egal cu 5, valoarea 5 în acest cod va fi o constantă. O constantă reală, B egal cu 3.14159, numărul 3.14159 va fi un număr real și reprezintă o constantă de tip real. Constantele caracter sau șir de caracter, respectiv A cu apostrof, Z mare cu apostrof, sau expresiile, acum știu ceva despre C++, cu semnul întrebării și între ghilimele, sunt pe cale de a afla cu ghilimele, sunt constante caracter, respectiv șir de caracter. Primele două sunt constante tip de caracter, respectiv A și Z, iar următoarele două sunt constante șirul de caractere. Constantele șir de caractere pot fi introduse și pe mai mult de un rând și vom folosi un backslash la finalul fiecărui rând neterminat, dar vom testa în curând în CodeBlocks și vom afla cum. Există în C++ anumite secvențe predefinite, așa numitele secvențe escape, ce sunt precedate de backslash, printre care cele mai utilizate sunt new line-ul, rând nou, backslash n, tab-ul, backslash t, backspace, backslash b, apostroful, backslash apostrof, ghilimele, backslash ghilimele, dublu backslash pentru caracterul backslash. Constantele pot fi și de alte tipuri, dar nu vom vorbi de ele în această lecție. Acum să trecem la variabile. O variabilă reprezintă o locație de memorie unde se află o valoare de un anumit. Orice variabilă este caracterizată de anumite atribute. Primul atribut despre care vom vorbi este adresa variabilei. Memoria internă a calculatorului este adresată. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că fiecare octet, respectiv byte, are asociat un număr de ordine și aceste numere de ordine încep de la 0. Fiecare număr reprezintă adresa acelui byte și se afișează implicit în baza 16. Un alt atribut al variabilei este identificatorul variabilei, care reprezintă un nume pentru variabilă. Și acest nume reprezintă legătura dintre variabilă și adresa ei. Numele variabilei trebuie să respecte anumite reguli. Și anume, el poate conține doar litere mari sau mici ale alfabetului englez, cifre și caracterul underscore sau caracterul underline. Trebuie să ținem cont de faptul că literele mari sunt diferite față de literele mici, având alt codașci. Primul caracter dintr-un identificator nu poate fi cifre. Este posibil ca un identificator să înceapă cu caracterul underscore, dar acest lucru nu este recomandat pentru a evita anumite conflicte cu identificatorii de sistem. Legat de lungimea unui identificator, putem spune următorul lucru, că doar primele 31 de caractere sunt semnificative. Deci ce punem după, începând cu cel de-al 32-lea caracter,
Nu este vizibil. Haideți să vedem acum dacă s-a înțeles cum se poate alege numele unei variabile. Vom deschide tabla și vom da câteva exemple. Să presupunem că alegem denumirea sumă. Aceasta conține litere mici, ceea ce înseamnă că identificatorul este corect. Dacă alegem număr cifre, nr underscore cifre, este un identificator corect, deoarece conține litere și caracterul underscore. Putem denumi variabilele A, B, deci doar o singură literă. Sau, dacă avem nevoie de mai multe nume care să înceapă cu A, putem să trecem la sfârșit o cifră, un număr, de ce avem nevoie. Deci până acum am pus identificatori corecți. Dacă începem cu caracterul underscore, am spus că este un nume corect, dar nu este recomandat. În schimb, dacă punem 2 vector, nu este corect, pentru că acest identificator începe cu o cifră. Trebuie să mai fim atenți și la literele pe care le folosim în denumirea unui identificator. De exemplu, dacă numim o variabilă n mare și apoi ne referim la ea scriind n mic, calculatorul va sesiza diferența dintre cele două denumiri și ne va da o eroare. Continuăm prezentarea noastră. Următorul atribut al unei variabile este tipul acesteia. Tipul variabile stabilește ce fel de valori poate să ia variabila, între ce limite sunt acestea, precum și ce operații se pot realiza cu această variabilă. Vom vorbi pe larg în cele ce urmează de aceste tipuri de date. Domeniul de vizibilitate este un alt atribut al variabilelor și el reprezintă zona din program în care variabila există și poate fi utilizată. Despre acest lucru se va vorbi pe larg în capitolul subprograme. Deocamdată vom spune că există variabile de tip global și variabile de tip local. Tipurile de dată în C++. Orice dată, constantă sau variabilă, este de un anumit tip. Tipul datei precizează ce valori poate avea acea dată, respectiv cât spațiu ocupă în memoria internă și ce operații se pot face cu ea. Tipurile de dată din C++ sunt tipuri simple și tipuri derivate. Tipurile simple sunt tipuri întregi, reale, pointer, booleane, șir de caractere. Tipurile derivate sunt tablou, structură, uniune, enumerare. Ne vom referi în continuare la tipurile de dată simple. Tipurile întregi. Tipurile întregi permit memorarea de valori întregi. Tipul de bază este int. O dată de tip int poate memora valori cuprinse între -2 la puterea 31 și 2 la puterea 31 minus 1. Tipurile întregi diferă prin numărul de octeți necesari pentru memorarea datei, tipul de date cu semn sau fără semn și implicit intervalul de valori pe care le poate lua respectiva dată. Tipurile întregi sunt int, unsigned int, long int sau long, unsigned long int, unsigned short int, long long int, unsigned long long int, char, unsigned char. Tipurile unsigned sunt tipuri fără semn, adică permit introducerea numerelor pozitive.
tipurile diferă între ele prin reprezentarea memoriei. Unele tipuri pot fi reținute pe 4 octeți, altele pe 8 octeți, aici depinde de platforma pe care utilizăm, platforma utilizată, pe 2 octeți, tipul short, sau pe 1 octet, tipul char. Fiecare tip în parte ia niște valori dintr-un anumit tip, dintr-un anumit interval de valori. Dacă tipul int ia valori între minus 2 la puterea 31, 2 la puterea 31 minus 1, tipul unsigned int ia valori pozitive și atunci vom putea memora pe tipul int valori cuprinse în intervalul 0, 2 la puterea 32 minus 1. Pe tipul char putem memora doar valori cuprinse între minus 2 la puterea 7 și 2 la puterea 7 minus 1, respectiv pe unsigned char vom putea memora valori între 0 și 2 la 8 minus 1. Avem și tipuri mai mari, long, long, int sau unsigned long, long, int, care permit memorarea numerelor întregi pe mai mulți octeți și anume pe 8 octeți. Tipurile reale, în virgulă mobilă. Cu acest tip de date putem reprezenta valori foarte mari, dar precizia reprezentării poate fi slabă. Numărul de cifre semnificative memorate poate fi mult mai mic decât numărul de cifre din număr. În aceste tipuri de date trebuie să ținem cont că memorăm numere care au și parte întreagă, și virgulă, și parte zecimală. Tipurile reale sunt float, care se reprezintă pe 4 octeți, tipul double, care se reprezintă pe 8 octeți, tipul long double, care se reprezintă pe 10 octeți. Un alt tip de dată este tipul pointer. O dată de tip pointer memorează o adresă de memorie. De exemplu, adresa unei variabile. Informații despre pointer veți afla mai târziu în altă lecție. Tipul bool se folosește atunci când avem nevoie de a memora valoarea de adevăr, adevărat sau fals. În anumite limbaje de programare există un tip de date care memorează exact aceste două valori. În limbajul C++ există tipul bool care conține două valori și anume literarii true și false, care sunt de fapt redenumiri ale valorilor 1 și 0. Înainte de a vedea care sunt operatorii folosiți în C++, vom deschide aplicația CodeBlocks. Pentru început, trebuie să vă instalați această aplicație folosind link-ul www.codeblocks.org, secțiunea Downloads, sau orice alt link îl găsiți. Și veți descărca cea mai nouă variantă a aplicației sau ce variantă doriți. Acesta este logo-ul aplicației CodeBlocks și în cele ce urmează o să deschidem aplicația CodeBlocks, o să vedem cum se creează un proiect, care sunt instrucțiunile de bază și ce operatori putem folosi și cum îi putem folosi. Ca să deschidem CodeBlocks-ul, mergem pe desktop, căutăm pictograma asociată aplicației CodeBlocks, dăm dublu click pe ea, se deschide interfața aplicației și avem posibilitatea de a crea un nou proiect direct dând pe Create a New Project sau mergând în meniul File, New, Project. Este absolut același lucru. O să alegem varianta Console Application pentru că vom lucra în consolă. Apăsăm Go, Next, alegem C++, apoi ne vom găsi o cale în care vom salva proiectul nostru în calculator, îi dăm un nume proiectului, primul
primul program. Next. Alegem compilatorul GNU/GCC Compiler. El este setat implicit. Și dăm finish. În partea stângă avem un panou în care în project s-a deschis workspace-ul nostru în care vom lucra. Și avem proiectul primul program. Deschidem directorul Sources și accesăm fișierul principal al aplicației și anume main.cpp, care este creat automat de către program. După cum observați, în acest fișier sunt scrise deja niște instrucțiuni. Instrucțiuni care se vor repeta la absolut toate programele toate proiectele pe care le veți face voi. Prima instrucțiune se numește directivă preprocesor, directiva include, care deschide biblioteca IOStream, bibliotecă de citiri și de scrie, input-output stream. Using namespace std este o instrucțiune legată de workspace-ul nostru. Nu vom intra în detalii acum despre aceste lucruri. Fiecare program are o funcție principală și anume funcția main, care trebuie obligatoriu să aibă acest undead, așa se numește, și corp marcat prin aceste acolade. În interior este deja scrisă o instrucțiune și anume o instrucțiune de afișare a unei constante șir de caractere și anume hello world și apoi instrucțiunea return 0 care îmi încheie mie program. Noi vom lua pas cu pas și vom vedea cum funcționează un program în CodeBlocks. Pentru început îl vom rula. Vom rula acest program să vedem ce ne afișează. Deci îi dăm build and run prin comanda rapidă de aici sau de la build, build and run sau F9. Calculatorul verifică dacă totul este în regulă și dacă nu există greșeli de sintaxă, atunci va executa fiecare instrucțiune pe care am scris-o noi aici. După cum observați, singura instrucțiune pe care am folosit-o este o instrucțiune de afișare. Cout este o instrucțiune de afișare. Console out. Și ce ni se afișează? Ni se afișează exact mesajul pe care l-am introdus noi și anume hello world. Închidem executabilul programului și acum să începem să vedem cum se face declararea unor variabile. Noi, când lucrăm într-un program, nu putem să lucrăm cu o variabilă dacă aceasta nu a fost declarată. De exemplu, dacă eu vreau să afișez acum, tot cu funcția cout, o variabilă a și îi dau run, calculatorul îmi va afișa această eroare, a was not declared in this scope, ceea ce înseamnă că variabila a nu a fost declarată. Și atunci, vom merge înainte de main sau după main. În momentul acesta puteți alege singur unde să declarați variabile și vom declara variabila a de tip întreg, int a. La momentul acesta am declarat. Deci aceasta, voi pune un comentariu prin două slash-uri sau trei slash-uri ca să fie mai vizibil comentariu și voi spune că este declararea variabilei a. La momentul acesta, dacă vom da din nou build and run, calculatorul îmi va afișa pe lângă mesajul hello world pe un alt rând, deoarece există instrucțiunea end line pusă aici, care înseamnă rând nou, îmi va afișa valoarea 0, pentru că la acest moment a-ul are valoarea 0 preluată inițial din declarare, fiind o declarare globală. Ca să citim o valoare efectivă pentru această variabilă a,
va trebui să folosim o instrucțiune de citire. Care instrucțiune de citire? Este CIN cu operatorul mai mare, mai mare. El se numește operatorul de deplasare la dreapta pe biți. CIN A, punct și virgulă. Observați că punct și virgulă se pune după orice instrucțiune. Și declararea este o instrucțiune, și citirea este o instrucțiune, și afișarea este o instrucțiune. Deci toate sunt instrucțiuni, da? Deci aici vom avea instrucțiune de citire. Haideți să vedem ce se întâmplă. Dăm din nou run. Observați calculatorul. Deocamdată nu suntem ghidați spre următorul pas și calculatorul vrea de la noi ceva. Ei, acum el așteaptă de la noi să introducem o valoare. Să spunem că punem valoarea 476. Dacă dăm Enter, calculatorul ne afișează mesajul, deci el a executat instrucțiunea CIN. Am introdus valoarea 476. Apoi, s-a dus și a găsit instrucțiunea cout, hello world, a afișat hello world, a lăsat rând nou și apoi a afișat valoarea variabilei a și anume 476. Ca să știm ceea ce trebuie să introducem, recomandat este să să scriem niște mesaje pe ecran. Am copiat o instrucțiune de afișare și spunem introduceți valoare pentru A. Lăsăm și un spațiu pentru că valoarea variabilei va fi citită imediat după. Putem să ștergem endline-ul. Deci, introduceți valoare pentru A. Și acum noi știm ce trebuie să facem. Ce așteaptă calculatorul de la noi. O să punem 457, nu mai știu ce valoare am pus, și observăm că s-a făcut afișarea Hello World, iată, și apoi s-a afișat 457, exact valoarea pe care am introdus-o noi. Da? Dacă ștergeam aici spațiul, introduceam valoarea și observați că nu era lăsat spațiu, nu că nu ne-ar deranja, nu ne deranjează, dar toate aceste lucruri trebuie să le știm la afișare ca să putem să separăm șirurile de caractere pe care ni le afișează calculatorul, astfel încât să înțelegem ce s-a afișat. Bun. Haideți să declarăm și o variabilă de tip float pe care o botezăm B. O să scriem aceleași lucruri pentru B. Alinierile nu contează. Sunt făcute doar ca să fie vizibil program. Deci avem sin B, introduceți valoare pentru B. Și acum, ca să vedem valoarea variabilei B, trebuie să afișăm în continuare după A valoarea B. Dacă am scrie așa, calculatorul ne-ar afișa cele două valori fără niciun separator între ele și atunci nu prea am ști de unde până unde e A-ul, de unde până unde e B-ul. Recomandat este să afișăm cu un spațiu. Dăm run. Observați că nu am pus după A, nu am lăsat spațiu, ceea ce înseamnă că va fi scris imediat aici valoarea lui A. Am pus 134. Pentru B o să pun 2,78 pentru că este valoare reală. Voi da Enter. Hello World. 134 spațiu 2,78. De ce? Pentru că am afișat valoarea lui A, spațiu, și apoi valoarea
lui B. Haideți să vedem acum ce se întâmplă atunci când introducem o valoare foarte mare pentru variabila A. Vom introduce și vom da N. Ce a făcut calculatorul? A executat instrucțiunea de afișare a constantei Hello World. Iar pentru A și B s-au afișat două valori. Pentru A s-a afișat această valoare pentru că este maximul posibil din tipul de dată int. Ceea ce înseamnă că el nu a permis, calculatorul nu a permis introducerea acestei valori foarte mari, pentru că nu a avut spațiu suficient și a ales valoarea cea mai mare din tipul de dată int. Dacă vă aduceți aminte în tabelul nostru, în tipul de dată int, cea mai mare valoare posibilă este exact această valoare. Și atunci, deci a afișat această valoare pentru A, iar pentru B nici măcar nu a apucat să facă citirea și a afișat 0 deoarece B-ul a fost declarat ca și A-ul de altfel ca variabilă globală. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim atenți atunci când introducem niște date ca să nu cumva să producem niște erori din cauza datelor. După cum vedeți, pe ecran au apărut colorate, cu diverse culori, instrucțiunile pe care le-am scris noi. Unele sunt scrise cu albastru întins, unele scrise cu bleu, altele cu negru și așa mai departe. Ei, cele scrise cu albastru sunt cuvinte, albastru închis, sunt cuvinte cheie, se numesc. Adică cuvinte înțelese de către program. Cu albastru deschis sunt trecute comentariile. Tot cu albastru, dar cu neboldat, sunt trecute constantele șir de caractere. Instrucțiunile sunt trecute cu verde. Referitor la comentarii, dacă dorim să scriem un comentariu pe mai multe rânduri, nu mai putem folosi acest tip de comentariu și anume în fața textului să punem două slash-uri sau trei slash-uri. Trebuie să folosim slash și steluță să scriem comentariu. Și să încheiem cu steluță slash. Un comentariu, ce este de fapt? Este un text pe care îl scriem ca să înțelegem noi ce am făcut, dar pe care calculatorul îl ignoră. Am fi putut să scriem acest comentariu pe mai multe rânduri dacă începeam pentru fiecare linie cu două slash-uri. Să vedem acum cum putem folosi identificatori. Și să vedem în ce mod îi recunoaște calculatorul. Dacă mai declarăm o variabilă de tip întreg, putem scrie în continuare cu virgulă variabilele sau putem să scriem din nou instrucțiunea int și punem identificatorul, suma. Iată. Deci aici am declarat două variabile A, respectiv suma, prin identificatorii A și suma, dar putem face o nouă instrucțiune de declarare int și o să declarăm V3 underscore D și încercăm să declarăm o variabilă care începe cu cifre. Observați că din start s-a colorat altfel, ceea ce înseamnă că ceva nu e în regulă. Ca dovadă că mi-a dat o eroare și mi-a spus că asta este, n-a recunoscut că este un identificator. În momentul în care obțineți o eroare, vă duceți și vedeți ce înseamnă eroarea respectivă. Dacă nu înțelegeți din prima, căutați pe net și încercați să vă depanați singuri erorile. Exersați modalități de citire, modalități de afișare, când puneți spațiu, când nu puneți spațiu, când puneți rând nou, ce se întâmplă dacă scoateți de la sfârșitul unei constante ghilimelele, toate se vor învăța prin exercițiu. Atât pentru astăzi, data viitoare vom vorbi despre operatorii din C++.
Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută.